Bună seara, stimați telespectatori! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Rădăcini. Suntem în această seară la un subiect, a zice, interesant, mai ales că la toată săptămâna a fost parcurs de către dumneavoastră. E vorba de zilele municipiului Târgu Jiu. Târgu Jiu în sărbătoare, cum i-am spus noi. Și avem plăcerea să fie în studioul nostru domnul Adrian Tudor, viceprimarul municipiului Târgu Jiu, căruia îi spunem bun venit. Mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru promovarea evenimentelor care au avut loc cu ocazia zilelor municipiului Târguji. Cu plăcere au fost foarte multe evenimente culturale, de asta și vreau să discutăm, mai ales că s-au făcut toate aceste manifestări, s-au subsumat unei aniversări frumoase, 610 ani de la atestarea Târgujiului din punct de vedere istoric. Întregul an vom avea manifestări dedicate acestei aniversări, 610 ani de atestare documentară. Bineînțeles, cred că vârful va fi atunci când a fost și documentul elaborat în 23 noiembrie, atunci o să venim cu alte manifestări în care să, să marcheze acest eveniment. Într-adevăr, și zilele municipiului au purtat amprenta a 610 ani de atestare documentară, dar și amprenta a 140 de ani de la nașterea lui Brâncoș, pentru că sunt două mari evenimente pe care le aniversăm în acest an. Urmează să aniversăm și 100 de ani de a României în primul război mondial și Târgu Jiu a reprezentat în istoria acestui război o parte componentă de care se vorbește foarte mult în cinci în zilele de astăzi și în manualele de istorie. Într-adevăr, Am căutat să aducem în prim plan oameni care de-a lungul timpului au avut tangențe cu istoria municipiului Târgu Jiu. Am căutat să aducem în prim plan imagini, fotografii, documente și cred eu că am reușit să venim cu niște surprize. Vor mai urma și altele în acest sens, alte expoziții de documente rare. Pentru prima dată la Târgu Jiu au putut fi vizionate imagini cu vizita regelui Carol când a inaugurat mausoleul Ecaterinei Teodoroiu, invitat de Gheorghe Tătărăscu. Niște imagini inedite asupra cărora din acest an primăria municipiului Târgu Jiu are drepturile de, de, au fost cesionate de către România Film. Vreau să-i mulțumesc aici și domnului Brozbă, care, Dorin Brosbă documentaristul care ne-a ajutat foarte mult, știa de aceste imagini și a reușit să punem mâna pe ele, contra cost, bineînțeles. Sunt imagini inedite cu mama Ecaterinei Teodoroiu, care vine și vine la acea vizitare a Carol la, la Târgu Jiu. Sunt imagini dintr-un film artistic în care apare, se spune, nu este certitudine 100%, dar din documentele care și discuțiile care le-am avut cu, cu anumite persoane, în acest film apare chiar Comisarul Popilian, este un film artistic realizat în vremea respectivă, cu luptele de la podul Jiului și apare chiar Comisarul Popilian. Sunt foarte multe personalități, să știți, care au însemnat mult pentru istoria noastră a municipiului Târgu Jiu și a Gorjului, bineînțeles, dar care în cei 50 de ani de uh, perioadă comunistă, nefiind figuri marcante la nivel național, n-au fost uh, promovate și atunci au fost date uitării. Dar pentru noi, pentru municipiul Târgu Jiu, a însemnat foarte mult personalități cum ar fi avocatul Ștefan Dobruneanu, căruia trebuie la un dat să, să ca o reparație morală cel puțin o stradă să-i poarte numele în municipiul Târgu Jiu. Nu știu dacă în ziua de astăzi am, cu permisiunea noastră o să fac o paranteză, la expoziția de fotografie Târgu de Odinioară, realizat de comunitatea de pe Facebook Târgu Jiu Odinioară, de asemenea un partener foarte important pentru noi, pentru primăria municipiului Târgu Jiu, în ultima perioadă, la această expoziție am reușit și am văzut și eu personal pentru prima dată o fotografie foarte bine realizată cu bustul doamnei Ecaterina Dobruneanu din Parcul Central, care a fost Care distrus. a fost cumva bustul da, da. și n a fost distrus de comuniști, a fost distrus înainte de, înainte de, de, da. de perioada comunistă. Am încheiat această paranteză. Iată un avocat, Ștefan Dobruneanu, care și-a lăsat întreaga avere bugetului local al municipiului Târgu Jiu cu niște condiții. Să se înființeze o școală de agricolă pentru băieți, să îi se îngrijească și lui mormintele, să de acolo din, din dobândă să se să, să fie, să ființeze această școală în continuare și Târgu Jiu a avut o perioadă două bugete, bugetul de stat și bugetul Dobruneanu, care apare în dumneavoastră ați scris despre aceste aspecte. Iată o personalitate marcantă despre care nu se vorbește, și cred că aici va trebui să facem un. Front cred comod. că aveți un merit mare de a promova și pe Dobruneanu și alte personalități, să le readuceți în actualitate. Unai să apară într-o publicație și alta e să administrația locală să-i dea importanța cuvenită, să se vorbească la nivelul acesta și să afle <coughs> foarte mulți oameni despre, despre aceste personalități. Am căutat, niciodată n-am avut pretenții atunci când am venit în funcția de viceprimar că sunt un specialist sau mă pricep neapărat la actul cultural, nu sunt un om de cultură, n-am pretenția că sunt un om de cultură, eu am, cultura mea Fa da, dar da, manage, un management pe cultură se cerea și cam asta ați reușit să faceți în ultima perioadă Și asta vreau să vă spun, am pornit de la ideea și am spus-o public și o repede fiecare dată Dacă poporul a decis să ocupe o perioadă, o funcție de genul ăsta în administrația publică locală Atunci trebuie să fie un bun gestionar al fondurilor publice și atunci trebuie să susții cu aceste fonduri publice specialiștii, istoricii, în cazul nostru, colecționarii de fotografie vechi, colecționarii de obiecte vechi care spun ceva despre istoria Jiului, da. oamenii de cultură. Asta trebuie, cred că va trebui să, să facă orice administrație, să dea gir specialiștilor. Nu, cred că asta ați făcut foarte bine faptul că ați antrenat Serviciul Județean Gorj al Arhivelor Naționale, Muzeul da. Județean, Centrul Brâncuș și alte instituții centru de creație, mai puțin direcția de cultură, că are și altă, să spunem așa, are un alt tipic al activității, dar practic toate instituțiile culturale sau aproape toate și-au dat mâna să facă activități, să implică în ce se întâmplă în acest moment la Târgu Jiu. Și acum să vă spun, anul acesta chiar a fost deosebit, deci manifestările culturale se succed cu mare rapiditate, iar Târgu Jiu este deja un pol cultural la nivel național. Deci nu ne mai uităm la televizor sau la radio și auzim că nu știu ce acțiune a fost, culturală a fost la Craiova sau la București, că deja știm că trebuie să vină Vioara Stradivarius cu Tomescu, că trebuie să vină nu știu ce actor la Teatrul Elvira Godeanu, că orice, se întâmplă lucruri foarte importante, ca să nu mai vorbesc, că... Ați avut evenimentul acela 195 de ani de la... Deci sabia lui Tudor s-a întors la Târgu Jiu. Sunt multe alte lucruri care, aminte se pune accent pe personalitățile importante ale Gorjului. Deci de pe plan cultural și mai ales istoric, lucrurile stau extrem, extrem de bine. Și cum n-au stat că aici e problema, comparăm cu perioada anterioară. Și clar, față de perioada anterioară, față de anii din, să zicem, acum 10-15 ani, când istoria locală nu se mai amintea atât de mult. Iată că acum redescoperim personalitățile mari ale Gorjului. Și dacă pe acum câteva săptămâni spuneam într-un articol din săptămânalul vertical că mi se pare că Ștefulescu parcă a fost neglijat față de alte aniversări, L până la urmă, da, până la a... surprizele au fost destul de mari, inclusiv aceea a stea pe alea celebrității. sigur că da, este o să rog, haideți să încercăm să trecem prin, prin acțiuni, prin câteva acțiuni în care avem și noi imagini, fotografii sau chiar imagini filmate. O să recolegii din regie să dea drumul la imagini să ne spuneți despre ce este vorba. Deschiderea oficială a fost în data de marți 17 cu o producție, un video mapping se numește, o proiecție cu o rezoluție foarte puternică și lumină pe clădirea fostei primăriei a municipiului Târgu Jiu, actuala prefectură. Uh, un eveniment inedit, uh, vedem logo-ul 610 ani Târgu Jiu, și uh, toate aceste manifestări au și un slogan, pentru că avem atâtea personalități, avem atâta istorie, noi am zis Târgu Jiu 610 ani, istoria înseamnă viitor, pentru că avem cu ce să ne lăudăm. Sunt imagini, uh, da, într-adevăr, de la, de la, deschidere. Aici deja o acțiune care a prins conturi și din ce în ce mai mulți târgujeni sunt alături de organizatori este vorba de procesiunea atunci când este scoasă icoana Sfinților Împărați Constantin și mama sa Elena, protectorii spirituali ai municipiului Târgu Jiu și urmăm un traseu în fiecare an o acțiune la care eu țin foarte mult și care pe mine mă încarcă de, de energie și mă bucur că văd doamne și are spectaculozitatea exact. ei în același timp Exact. Uh... exact. Foarte mulți târgujeni care este importată, Este o, o sărbătoare importată de la catolici, de la frații noștri catolici din Occident. Acolo domnul primar Cărciumaru a văzut pentru prima dată o astfel de manifestare și a propus-o și târgujinilor și iată că a prins roade. La fel cum sper să prindă roade și Catedrala Neamului să avem și noi un, un, un stâlp al ortodoxiei așa cum au și catolicii marile catedrale în Occident. Aici este vorba de dezvelirea stelei lui Alexandru Ștefulescu și vreau să le mulțumesc cercetașilor pe care am început să-i implicăm în astfel de acțiuni. Ei reprezintă foarte mult pentru istoria acestui oraș, au apărat și au susținut luptele de la podul Jiului. De acum 100 de ani cercetașii, mai ales Ecaterina a fost de asemenea membra cercetașilor. Este vorba aici de ședința festivă a Consiliului Local în data de 20 mai da, sunt uh, imagini de la ședința festivă, acolo ne-au fost premiați, pre, premiate diverse personalități chiar din lumea sportului. Sigur, Pandurii Târgu a reușit să ne facă mândri că suntem târgujeni încă o dată sau au luat bronzul în acest campionat. Și sper uh, cu toată și cred cu toată tăria că echipa asta va avea uh, și ea viitor pentru că deja are o istorie. Da, să. Sp deci, dorit de cea mai mare, bănuiesc la toți cei care se uită exact. acum la noi, este ca această echipă să se mențină măcar la acest. la acest. Exact, nimic. eu cred că cei doi care au menegeriat echipa, și din punct de vedere administrativ, dar da, și în. Era -acest președintele în acest și. în imagini cu oficialitățile, cu liderii Consiliului Județean și Primăriei. Aici este vorba de Festivalul de Literatură Internațional Tudor Arghezi, organizat de Centrul de uh, Tradiții. În director începoi. l-am văzut pe arhitectul Dorin Ștefan care a venit și a prezentat tuturor oamenilor de cultură din țară și din străinătate prezența Târgu Jiu proiectul cu această via sacra a României care trebuie să devină calea eroilor după ce, după ce va fi amenajată Cred că e foarte bine că se pune accent pe această, pe această cale a eroilor. Sigur că da. Va urma o strategie, proiectul este aproape finalizat, va urma o strategie de lobby foarte puternică și aici va trebui să ne dăm mâna cu toții, cu toții, indiferent de care politică, indiferent de uh, uh, presă, indiferent de, e, știu de de ocupația pe care o avem, prin relațiile care le avem, în televiziuni centrale, în, în mediul cultural, să strângem semnături și să susținem acest proiect. Yeah. Uh, sâmbătă a fost dedicată ziua pentru tinerii din municipiul Târgu Jiu, a fost acea paradă a liceelor. Uh, Iată, mai că deosebită cum... par... parcă cu alții. Da, față de alții ani, acel flash mob cu sute de, de tineri în centrul orașului s-a încheiat cu o baie de spumă. Tinerii cer, întotdeauna ne consultăm cu ei și bun, ce vreți să mai facem anul ăsta, cum să facem, discutăm, găsim soluții. Ei vin cu foarte multe idei, că au imaginație, slavă Domnului și anul ăsta au vrut bătaie cu spumă sau uh, distracție în spumă specială în centrul orașului. În afară de această manifestare, iată, avem imagini de la târgul organizațiilor de tineret. Uh, poartă un uh, slogan foarte interesant, ai ceva cu tinerii, spună la tot târgul. Aici participă, pe lângă ONG-uri de tineret, participă instituții, participă uh, instituții de cultură, universități, care vin și își prezintă oferta pentru tineri vin și spun, bun, Muzeul Județean își fac reclamă în rândul tinerilor. De exemplu, Muzeul Județean a prezentat obiectivele din județ ale, ale sale. Aici avem și sloganul de care vă vorbeam mai în devreme. Colegii de la Școala Populară de Artă au fost prezenți, ei trăiesc cu ghilimele de ligoare din prezența tinerilor la această școală. Este încheierea manifestărilor de aseară, duminică seara, cu trupa locală Corsar, care pe o trupă îi apreciez mult, nu vreau să-i laud ca să nu și ia în cap, cum s-ar spune, că sunt Bine, tineri, și, dau valoare și, și o și vor în de cel spație. puțin prin, prin, prin soț. Sigur că da, este da, vorba de Delia Matache, înaintea da. înainte a cântat uh, trupa lui Cabron. Uh, Delia Matache, care uh, da, aici a, 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 încântat aseară publicul din Târgu Jiu. A fost o, o mulțime impresionantă de oameni, o prezență impresionantă de oameni. Deci aseară... eu ne-am văzut atâta lume, cel puțin în ultimii, să zicem, 10 ediții sau în da, orice nu, caz. de când știu eu da. zilele orașului, niciodată n-am avut se estimează peste 25 de de oameni, erau la un moment dat pe insulă. Deci nu mai vorbim de ce. Deci care a, veniseră, la orele spectacolului de aseară, de spectacolul ideal. Exact. Până, până, până exact. Și asta mă bucură foarte mult. Domnul primar Cârciumaru astăzi dimineață în operativ, a spus, domnilor, faptul că n-am avut niciun incident când am avut o masă de mii de oameni aseară la aceste zile orașului, înseamnă că suntem într-adevăr foarte bine organizați. Și asta așa este. Nu, dar au fost pe lângă angajații primăriei care se puteau vedea, au fost și poliții, și jandarmi, Sigur, și toate, că, deci toată lumea, poliție locală prezență. E adevărat, rămânem cu o problemă pe care să sperăm că va fi rezolvată în perioada următoare. Este aceea blocajului care se produce în oraș, la orele de vârf. Bine, săptămâna aceasta a fost totul peste cap puțin pentru că a fost mult mai multă lume în oraș decât e în mod obișnuit. Da. Dar, apropo de <coughs> activitățile culturale la care am făcut. Aș vrea să, da. să mai fac referire la. Uh, cel puțin la o acțiune, este vorba de o lansare de carte uh, a domnului Sergiu Cioiu, este un uh, actor, scriitor, are 75 de ani, noi l-am găsit în arhive, l-am dat a filmat cu TVR-ul prin anii 70, 3 melodii uh, scrise de Alexandru Mandi, este vorba de un triptic, uh, uh, Masa tăcerii, poarta sărutului, corona infinitului, niște melodii uh, superbe, plăcute, și a fost m-am ocupat personal de vista dânsului la la Târgu Jiu. Uh, am trăit eu emoție lângă domnia sa după mai bine de 40 de ani a revenit la la Târgu Jiu, a atins din nou coloana și și-a amintit cum uh, au decurs filmările atunci, ce însemna pentru ei, brâncuș și nani respectivi pentru televiziunea română, pentru că este un reportaj făcut de tele, și niște melodii de televiziunea română. Am și reușit să-i facem o surpriză plăcută, i-am făcut rost de la televiziunea română de un film de a cărui existență nu mai știa și a trăit niște momente extraordinare. Și-a lansat cartea la Târgu Jiu, a și cântat, sunt mulți oameni care își aminteau de, de prezența domniei sale, dânsul trăiește în Canada. A fost și dânsul, am dat o zi, două, o săptămână, dar prezent în Târgu Jiu și a scris puțină istorie, dar prin ceea ce a lăsat, prin cântecele pe care le-a interpretat atunci legate de ansamblu Brâncuș, rămâne, rămâne de asemenea în, în istoria orașului. Eu cred că toate aceste cântece, poezii, scrieri, personalități mai importante sau nu, mai cunoscute sau nu, trebuie la un dat inventariate și să știm de ele și... Oricând poate avem nevoie de o cultura a orașului, care se cere să fie descoperită și spus. valorificată. Da, da, Dar da, da. Uh, acum aș vrea să, să vorbim apropo de chiar de această zestre culturală a Târgujiului. Noi uh, sau de regulă și autoritățile cu ani în urmă practic ne rezumam uh, din punct de vedere turistic la, să zicem, moștenia Brâncuși, și foarte puțin că avem o casă memorială Ecaterina Teodorului pierdută printre niște blocuri și eventual instituțiile muzeale. E, cu fiecare zi, și în acest an aproape, aproape valabil aceasta cu fiecare zi, iată descoperim noi lucruri, noi motive ca cetățenii din România, din altă parte, nu mai vorbesc de cei din străinătate, să vină la Târgu Jiu, adică să găsească și alte lucruri aici e valorificarea și turistică până la urmă, să de pe, tărâm, pe tărâm cultural. Asta e mare și să aibă poveste, pentru că, în general, publicul de afară, e, chiar dacă nu e de, poate pentru noi, românii sau cei de, poate nu e spectaculoasă, nu știu ce, nu știu ce poartă, nu știu ce casă, dar pentru celălalt povestea e mai mult, vinde mai mult decât originalul. Este adevărat. În momentul în care uh, am început să mă ocup de această poveste, uh, ca viceprimar, uh, discuția avută cu domnul primar Cărciumaru, uh, am discutat și am sesizat faptul că, totuși, în Târgu Jiu, turiștii vin și nu rămân peste noapte, marea majoritate. Da, este trebuie să acela. gândim niște strategii. Sau cel puțin era adevărat. La... Și acum, încă nu sunt lucrurile atât de mulțumitoare, dar s-au făcut niște, niște etape. Și atunci încercăm... Uh, și noi, prin specialiști pe care am început să-i angajăm, oameni care au cursuri în turism, am început să-i angajăm la primăria municipiului Târgu Jiu. Iată că am reușit să punem în funcționare un centru național de informare turistică la Târgu Jiu. Gratuit acolo promovăm toate hotelurile și pensiunile din municipiul nostru și nu numai, restaurantele de asemenea și așteptăm cu drag pachete uh, sau oferte turistice pentru, pentru turiștii care ar dori să vină la Târgu Jiu. Uh, discuția care am avut-o <coughs> cu domnia sa, cu domnul primar atunci, ce putem face noi ca primărie pentru a aduce turiștii aici, uh, s-a rezumat la un moment dat și cel mai abordabil în primă etapă, în a crea turism de eveniment. Și asta înseamnă. Pe, să începem să, să susținem festivaluri, festivaluri de film, festivaluri de teatru. E adevărat, avem nevoie de o sală mai mare decât Ai, este cea a teatrului. Aici e problema, da. Sigur că da. Sunt discuții, știu și eu, ținta noastră autorităților locale este aceea de a, nu de a construi o nouă sală de spectacole în Târgu Jiu de 500 de locuri, este de a a Găsi o variantă să luăm Casa da, de Cultura Sindicatelor. Aici e problema, da. Reabilita... vreau să vă spun că iar vă citeam un mesaj de acest gen, de un telespectator chiar asta vă întreabă, dacă n aveți în vedere să faceți ceva <coughs> pentru Casa de Cultură, ca să intre în patrimoniul și să fie reabilitată, pentru că deja s-a pierdut, spune telespectatorul nostru, s-a pierdut sala de la Cinema Dacia, care putea fi fo fostul o Cinema Dacia, care teoretic putea fi folosit no, în același uh, Eu, să știți, da, sunt de acord și adevărat, iată, Mă bucur că pot să ofer și un răspuns, că sunt niște pași deja făcuți. Sala la cinematograful Dacia, ca și la cinematograful Sergiu Nicolaescu, unde suntem în discuții cu Ministerul să o preluăm la primăria municipiului Târgu Jiu. Dar aici avem o mare problemă. Numai eu, de când sunt viceprimar de 10 luni, am cunoscut trei miniștri la cultură. Da, deci e, e adevărat. Și că, da. la un dat îți vine să... O, Irazna, repeți aceeași poveste, la trei luni vine altcineva și începi să faci lobby și să explici. Și ce da, e și ce aceste bine protocole și care se face durează, totuși, poate Categorii. și mai bine de un an, dacă că există suspiciuni, dar de ce a făcut din cel dinainte, în fine, le cunoaștem foarte bine. Din păcate, sările de, de cinematograf nu se prestează foarte mult, nu se, iertați-mă, pretează foarte mult pentru spectacole, de ce? Pentru că nu au un backstage, o zonă din spatele scenei care e foarte importantă, cu cabine, cu magazie, etc., etc. Dar poți acolo realiza, de exemplu, concerte de cameră sau filarmonică mai simplu. Dar casa de, casa de cultura Târgu Jirului, eu știu și în amănunt, am intrat pe toate cotloanele ei de-a lungul timpului. Nu, și -ar timpului, avea nevoie de reabilitare a singura instituție care ar putea găsi banii, bine, pe lângă împreună, Consiliul primăria, Județean, da, ar fi primăria, da, primăria Noi oricum uh, uh, nu așteptăm uh, doar, uh, doar această oportunitate de a prelua casa de cultura sindicatelor, Deja avem un proiect care este destul de, de important. Este vorba de un centru multifuncțional uh, pentru tineri. Asta este, uh, aceasta este ținta sau beneficiarii sunt tinerii, în primul și în primul rând, care va avea vom avea și acolo o sală de spectacole de vreo 200 de locuri, cea mai mare. Vor mai fi și altele mai mici. Vor fi ateliere pentru artiștii plastici, pentru că, vedeți, uh, noastră suntem totuși una din capitalele culturale ale lumii, chiar dacă nu ne declară nimeni sau chiar dacă încă nu suntem în, în patrimoniu UNESCO. Aici e cel mai Pe important... Pe harta lumii suntem și la modul important. Sigur, aici avem cel mai important ansamblu cultural în liber realizat de părintele sculpturii moderne. Și atunci trebuie să creezi o, o infrastructură pentru artiștii plastici care pot veni la Târgu Jiu să creeze. Se practică lucrul ăsta, aud și eu și avem propuneri în sensul acesta. Sunt oameni de valoare în această lume, care ar veni la Târgu Jiu, ar stau zile, ar crea aici lângă opera lui Brâncuș, ar dona anumite opere ale lor care le realizează aici municipalității, ar, ar îmbogăți patrimoniul cultural și din acest punct de, de vedere. Deci, iată că la acest centru multifuncțional și ateliere plastice, ateliere pentru artiștii plastici, sări de spectacole, săl de conferințe, cred că este o un proiect care va aduce un plus valoare vieții culturale în Târgu Jiu. De asemenea, mai este un pariu pe care îl avem, acela de a susține învățământul vocațional pe uh, această linie culturală. Avem un liceu de arte în municipiul Târgu Jiu. Avem un deja... liceu destul de bun cu rezultate. Un <coughs> da. destul de bun cu profesori foarte ambițioși, cu elevii ambițioși, au și rezultate și săptămâna aceasta, că tot m-ați întrebat ce urmează, Săptămâna aceasta, Liceul de Arte Constantin Brăiloiu pornește la drum cu a 15-a ediție a Festivalului Orfeus. Da, Sunt... o masă infestată de tradiție, da? Sigur. Și aici, primăria și Consiliul Județean suntem alături de dânsii. Noi chiar am prins Festivalul Orfeus în agenda de evenimente a municipiului Târgu Jiu, pentru că vin aproximativ 200 de concurenți. Este un festival internațional. Și a, așa a vrut bunul Dumnezeu și am reușit. Ca festivalul care începe pe 26, în cadrul festivalului, pe 28 dimineața, toți participanții la acest festival, toți copiii, vor avea o întâlnire cu violonistul Alexandru Tomescu, cel Ce care a câștigat dreptul de a, de a cânta pe vioara Stradivarius a României, Deci, cel, clar cel mai bun violonist care îl are România, sau unul dintre cei mai buni, că se spune că între Dânsu și Gabriel Croitoru nu poate fi făcut. Nu se un, un clasament. Deci un clasament. Da. <coughs> Gabriel Croitorul cântând pe vioara Guarnierii, cea pe care a deținut-o Enescu la un moment dat. Iarăși sper să-l vedem la Târgu Jiu și pe domnia sa. Iată puțin o promisiune pentru, Sigur. pentru Înseamnă uh, foarte mult și, ca, ca, și a cultural. Și culturar. revin la, revin la acest festival Orfeus. Este foarte important că Alexandru Tomescu uh, Vine și o oră cel puțin face un atelier și vrea să le vorbească copiilor de mun despre muncă, despre perseverență și despre atenția pe care trebuie să o acorzi celebrității, pentru că acolo poți să-i într-o capcană la un moment dat. Pentru toți tinerii din acest festival, toți concurenții, cred că va rămâne acest festival de la Târgu Jiu în memoria lor toată viața. Vor ține minte la Târgu Jiu am fost și acolo... Pe lângă faptul că am mers la un festival apreciat, iată, acolo l-am cunoscut pe Alexandru Tomescu, cel mai bun violonist al lumii, Alexandru Tomescu care a câștigat festivalul Orfeu de la Târgu Jiu acum ani de zile în, în urmă. Da, asta poate leagă de Târgu Jiu, pe lângă altele Pentru că iată faptul că vine a doua oară la Târgu Jiu. Da, este a doua oară, dar acum uh, vorbim de turneul Stradivarius Turneul internațional Stradivarius uh, al Cum reușește și Târgu Jiu de din nou pe hartă? Pentru că am mai fost odată <coughs> de asta. Uh, Dar a trecut a fost în urma unui contract pe care l-am avut direct cu domnia sa A venit uh, individual Acum uh, este organizat un turneu Internațional de ce? Pentru că după Târgu Jiu va pleca din țară la Paris și va concerta Am reușit prin metode inteligente gorjenești să îl convingem să prindă Târgu Jiu pe harta turneului Stradivarius Care este avantajul atunci când este un turneu organizat cel puțin la nivel național? Beneficiază de niște sponsori foarte puternici, cheltuielile tale ca și gazdă sunt destul de mici Acum, noi i-am și provocat Staful lui Alexandru Tomescu pentru că pe unde a cântat până acum, a cântat în săli de 300 de oameni, în catedrale, destul de elitist. Noi aici aducem sunetul viorii Stradivarius și cântecele lui Enescu, interpretate de Alexandru Tomescu, Enescu care a avut o prietenie extraordinară cu Brâncuș în ultimii ani de viață. Ducem aceste cântece lângă coloana fără sfârșit. Spectacolul turneului Stadivarius va avea loc uh, sâmbătă pe 28. Intrarea va fi liberă pentru toți iubitorii de, de muzică. Uh, va fi o acțiune la Coloana, în parcul de la Coloana. Intrarea liberă începând cu orele 20 începe concertul. <coughs> va fi Avem transmis în, de <coughs> Va fi înregistrat de televiziunea română, televiziunea națională. Va deci fi E de... un anumit regim, de asta o întrebam. Deci trebuie să meargă până la o anumită oră, nu se poate... Da. Da. Și atunci, iarăși, radio, radio, Național, pentru a prelua pe Radio România Internațional, Radio România Cultural, iată că asta înseamnă foarte multă și reclamă de bună calitate pentru municipiul Târgu Jiu și pentru turiștii din municipiul care vor să viseze municipiul Târgu Jiu. Am și anunțat hotelurile, agenții de turism le pun la dispoziție invitații, pentru că acolo chiar dacă este unitate liberă, scoatem niște invitații pentru eventuali turiști. Trebuie să le acordăm totuși o, o altă atenție dacă vin la, la acest concert. Este o manifestare pe care ne dorim să o transmitem inclusiv pe un canal TV, YouTube pentru a fi, a fi putea fi urmărită de întreg mapa mondului. Da, și acum cum sunt noile facilități pe care le și rețelele de socializare cu siguranță va fi promovat mai ușor. Da, acest O scurtă paranteză cu permisiunea noastră va fi însoțit de Ana Munteanu, este vorba de un artist care face sand art, adică acele desene în nisip, simboluri și desene în nisip, în timp ce Alexandru Tomescu va cânta, Ana Munteanu va, va realiza aceste desene și au avut o poveste extraordinar de frumoasă în tot acest turneu până aici. Atunci când a desenat Coloana Infinitului, Masa Tăcerii, Poarta Sărutului, dar mai ales cu Mințenia Pământului, au avut un succes fantastic. Alexandru Tomescu devenind și un fel de ambasador în povestea Cumințeniei Pământului, iar această manifestare de la, de la coloana fără sfârșit, acest concert al Viorii Stradivarius, va face lobby pentru a face subscripție publică și să, să donăm bani pentru rămânerea acasă a cumințenii pământului. Bine, aici e o discuție unde rămâne cumințenia pământului acasă, în România sau în viitorul Muzeu Național de la Târgu Jiu. Cred că asta ar fi mobilizat pe Gorje mult mai mult decât decât varianta cealaltă. A, oricât oricât s-ar mobiliza Gorjenii, totuși nu avem atât noi singuri capacitatea a, de a opri, da. de a cumpăra, de a asigura fondurile necesare. Ea trebuie să rămână în patrimoniul național. Vorbim de un al doilea triptic Brâncuș, vorbim de, de sărut, de rugăciune și de uh, Comințenia Pământului. Uh, cât de curând o să participați la la lansarea unei cărți de hermeneutică al uh, profesorului Matei Stăcea Crăciun, care deja uh, vorbește în seminariile pe care le, le duce prin toată lumea despre un cod al lui Brâncuș și despre fiecare operă în partea lui Brâncuș, care o vede ca pe o cutie neagră de informații, de simboluri, de istorie, de mesaj pe care îl transmite Brâncuș, de la poziția ochilor, de la sărut, până la ochii pe care rugăciunea i-are stâng închis sau, cum îi pământului drept închis. O poveste foarte interesantă și eu mă bucur că am reușit prin centru Brâncuș ca la Târgu Jiu să facem posibil să edităm această lucrare de 1.600 de pagini, o lucrare pe care Institutul Cultural Român urmează să o traducă în mai multe limbi străine și să o, să o ducă în întreaga lume. Da, cred că aveți un merit special în ultima perioadă. Noi știm acțiunile culturale care se desfășurau la Târgu Jiu. Cele brâncușiene, în general, erau se adresau unei elite, unei elite extrem de redusă numeric <coughs> și, eventual, cu partea de protocol de după. De data aceasta, tot uh, acțiunile culturale, și numai pe Brâncuși, în general, se adresează unui, uh, unui public din ce în ce mai larg. E adevărat, publicul acesta se și crește, se și dezvoltă, dar în același timp și acțiunile sunt altfel construite în care să atragă mai multe este mai, o participare mai mare. Știți și dumneavoastră, și, și eu știu chiar dacă nu dețineam această funcție publică, că totuși existau tot felul de seminarii, de simpozioane, unde, așa cum spuneți, erau un număr, sau era, erau niște acțiuni închise. Da? E, e, tocmai de asta, e, opinia publică pe bună toate spunea că nu faceți nimic pentru brâncuși. Și atunci eu sunt și adeptul ca să scoatem cultura în stradă, să începem să folosim spații neconvenționale, pentru că eu nu cred că e normal ca de ani de zile aceiași oameni să ne aplaudăm între noi la manifestările culturale. Și o spun cu tărie. Și știu că am deranjat pe anume, în anume locuri, dar mie îmi place să provoc. Și văd că încet, încet începem să pentru că îi cunosc pe mulți care fac act cultural în județul Gor și știu ce capacități au. Nu mai avem foarte mult. Sunt câteva întrebări care se adresează viceprimarului, o să vi le citez. Vă întreabă cineva, de exemplu, dacă nu luați în calcul ca după ce se termină centura, localități limitrofe să fie aduse la Târgu Jiu. Să știți că este un proiect de care s-a discutat la un moment dat ca un proiect de zonă metropolitană sau să facem o asociație de dezvoltare intercomunitală cu celelalte, cu celelalte localități din jurul Târgu Pentru asta trebuie să identificăm exact ce nevoi sunt. Avem nevoie de a face proiecte comune pentru rețele de infrastructură apă canalizare sau pentru aducțiune de gaze. Viitorul ăsta este. Deci trebuie să încercăm să ne, să ne asociem pentru că mult mai ușor atragem și fondurile europene spune cineva de, de, că n-a prea ținut vremea cu dumneavoastră în această săptămână, dar activitățile culturale au fost la înălțime, cel puțin la, la felul cum s-au reflectat în media, spune cineva. Mulțumesc foarte mult! Da, vremea a avut și capriciile sale, dar totuși... E a totuși luna mai, ca de da, obicei. Da, a permis ca să realizăm... Puteți să nu citiți și pe alea, dacă mă jură cineva, că eu nu mă sepăt. Nu, nu, nu. Alcineva vă, vă semnalează un lucru că ar putea fi valorificate și alte spații de la Târgu Jiu, pe lângă Casa de Cultură, care arată ca și părăsită, să e fost acasă de cultura municipiului, care nu mai este valorificată, și cred că ar putea fi găsite și alte spații, cum ar fi la Liceu 4 sau la alte școli care nu se mai folosesc pentru că nu mai au copii. Și acestea ar putea fi valorificate de către primărie, pentru că sunt în patrimoniul ei. Da, este, este, o idee, într-adevăr, fost acasă, probabil se referă la casa de a tineretului, fost acasă de cultură o municipiului. municipiului. Cred că mai era lângă muzeu, o clădire. Nu, sau, sau, nu, sau nu casa tineretului, Dacă da. e vorba de casa tineretului, acolo este o legislație specială, pentru că ele au fost date către niște fundații ale tineretului la nivel național și, din păcate, nu reușim să facem nici parteneriate să administrăm împreună, pentru că mă uit și eu și mă doare inima când văd că efectiv se dărâmă, efectiv a început să plouă, sunt acolo un grup de tineri inimoși la Fundația pentru Tineret care încearcă să facă să funcționeze. Nu, nu ne permite legislația nici măcar să-i ajutăm financiar pentru a, a reabilita această clădire. Dar, o da, Dumnezeu și viitorul Parlament să vină cu vreo lege sănătoasă să putem face astfel de parteneriate. O ultimă întrebare, un ultim mesaj. Vă, se, vă semnalează că uh, se poate valorifica spațiul din centru, teatru acela, bănuiesc că la asta se referă, dar, dar ar trebui o scenă amenajată pentru să fie protecție față de ploaie. Bun, uh, amfiteatru are un rol al său, însă trebuie să ținem cont că acolo nu poți face tot felul orice gen de manifestare am avut acum festivalul de folk rock pentru tineret organizat de Palatul copiilor unde am fost și noi parteneri și am susținut și, uh, într-adevăr, a fost un, un uh, gen de manifestare care, prin volumul muzicii, a deranjat blocuri. sunt foarte multe blocuri în vecinătate. Și trebuie să găsim alternative. Normal, poți să faci acolo niște uh, spectacole de mici dimensiuni, teatru, n liber, dar uh, care să nu deranjeze, pentru că și viața oamenilor din zona centrală e importantă. Ar mai fi și alte lucruri de discutat. Din păcate, timpul acordat emisiunii s-a terminat. Mulțumim pentru prezența noastră la această eu, emisiune mare plăcere și vă mai așteptăm în acest spațiu editorial. Drag. Mulțumim și telespectatorilor. A fost cu noi domnul Adrian Tudor, viceprimarul municipiului Târgu Jiu. Mulțumim pentru atenție. La revedere! Consiliul Județean Gorj, prin Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj și Institutul Cultural Român au organizat în perioada 19-22 mai 2016 cea de 36-a ediție a Festivalului Internațional de Literatură Tudor Arghezii. Județul nostru are mare onoare de a găzdui la Târgu Cărbunești Muzeul Tudor Arghezi, aici aflându-se multe dintre obiectele personale ale marelui scriitor ce are origini gorjene. Acestea au fost donate de fica sa, Mițura Arghezi, care a participat personal la toate edițiile festivalului până în acest an, ea stingându-se din viață în toamna anului trecut. În perioada mai-noiembrie 2016, Muzeul Alexandru Ștefulescu, instituție subordonată Consiliului Județean Gorj, derulează în parteneriat cu British Council proiectul cultural documentare britanice British Documentary, ce constă în proiecții de filme documentare britanice cu tematică legată de cultură și civilizație. Primul documentar din cadrul ediției 2016 a British Documentary este în căutarea lui Sugarman și s-a difuzat sâmbătă 21 mai 2016 în cadrul acțiunii Noaptea Muzeelor. Da, mai, noiembrie 2016, Muzeul Județean Gorj derulează în parteneriat cu Consiliul Britanic proiectul British Documentary, documentarele britanice, ce constă într-o serie de documentare de cultură civilizație britanică sau documentare realizate de producători britanici ce au fost premiate de diverse instituții de profil. Documentarele prezintă teme diverse, precum, de exemplu, este unul care prezintă istoria metroului londonez, o istoria ascunsă a metroului londonez, un alt documentar prezintă sistemul educațional din Marea Britanie documentarele sunt proiectate la Muzeul Județean Gorj, în strada Geneva, numărul 8, joia, de la ora 17, iar intrarea este liberă și ele sunt subtitrate în limba română. Filmele ce se proiectează la Târgu Jiu fac parte din ediția a șasea a British Documentary, ce a debutat pe data de 5 octombrie 2015 la Muzeul Național al Țăranului Român din București.